Doamna conferențiar dr. Ana Maria Oproiu, medic primar chirurgie estetică și microchirurgie reconstructivă. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Doamna conferențiar! Nu este nicio problemă. Doamna doctor, e vară, e soare, ne pregătim de concedii. Care sunt acele proceduri și intervenții estetice pe care nu este bine, nu este recomandat să le facem în această perioadă? Se pot face intervenții chirurgicale în această perioadă, dar avem o problemă că, datorită căldurii, riscul ca pacientul respectiv să facă, să sângereze mai mult decât alți pacienți operați în condiții de răcoare, există. Și, repet, se pot face intervențiile doar cu această specificație. Și operațiile estetice făcute în perioada caldă mai au un risc, se produce un edem exagerat datorită căldurii în tegumentele operate. Deci pe partea chirurgicală propriu-zisă nu ar exista probleme, dar sunt și alte proceduri care folosesc anumite substanțe? Deci pe partea chirurgicală, da, se pot face, mai ales cele de necesitate, așa numitele intervenții de necesitate. Se pot face și intervențiile estetice pentru că există zone în lume care nu au patroanotimpuri și nu așteptăm să se facă, nu au cum să aștepte să se facă frig ca să poată să se opereze, să facă operațiile respective. Dar se pot face și în partea nechirurgicală, da, așa numitele liftinguri nechirurgicale, dar nu îmi fac nici intervențiile de toxină, nici intervențiile cu acid hialuronic, nici liftingul nechirurgical cu fire și după aia imediat plec la soare. Da, că nu o să fie... Asta urma să vă întreb dacă că nu este indicat. Înaintea vacanței, cu o săptămână, două... Cu două săptămâni înainte pot să fac toate procedurile acestea. În general, se contraindică indică 7 zile după acest tip de intervenție să se facă expunerile la soare și să nu se meargă la sala de fitness, să nu se meargă la saună și atunci 7-10 zile este indicat să nu se facă expunerile respective. Anumite produse cosmetice sau dermatocosmetice pe care trebuie să le evităm în această perioadă? Nu se pun cremele care conțin retinol decât seara și cu factor foarte mare de protecție. În general, noi recomandăm că se fac intervențiile chirurgicale sau se fac intervențiile nechirurgicale la nivelul feței sau la nivelul corpului să se aplice a doua zi creme cu factor de protecție solară mare. De genul SPF 50. 50 minim, da. Deci ne protejăm, lăsăm aceste intervenții până în preziua plecării în concediu. Corect. Nu folosim tot ce înseamnă retinoizi. Nu folosim acizi alfa hidroxi. Și nu folosim, nu facem lasere abrazive, nu facem peelingurile chimice în perioada aceasta. Deci toate acestea le păstrăm pentru iarnă, pentru sezonul toamnă, primăvară, în perioada aceasta. Epilarea definitivă, de exemplu. Epilarea definitivă poate să fie făcută, dar nu mă duc imediat după aceea la soare și nici nu o fac pe pielea proaspăt bronzată. De da? Ce? Pentru că mi-irită foarte mult și îmi face o arsură, de fapt, și mi-adâncește zona respectivă. Am înțeles. Deci se hiperpigmentează? Se hiperpigmentează. Orice intervenție la nivelul pielii se poate hiperpigmenta. Am făcut o intervenție estetică, chirurgicală, cu ceva timp înainte. Plecăm, avem o cicatrice. Cicatricile, din punct de vedere al chirurgiei plastice, cicatricile se protejează 2 ani de zile. Se aplică o cremă grasă obligatoriu în fiecare zi. Pe orice tip de piele și pe orice tip de cicatrice. Și se aplică factor de protecție mare pe cicatrici timp de 2 ani. Și frigul și soarele au același efect nociv asupra cicatricilor. Deci trebuie să, indiferent de excesul sau de, exact, într-un sens exact, sau altul al temperaturii, exact, trebuie să exact, procedăm exact. La protecția acestor Corect. Cicatrice. Toată lumea vrea o siluetă de invidiat pe plajă.
toată lumea vrea high definition. Așa, vrea high definition, vrea filtre naturale, nu doar pe social media sau digitale. Ce facem în cazul intervențiilor pe corp înainte, cu cât timp înainte de plecarea în concediu, ca să arătăm bine pe plajă? Discutăm facem de partea chirurgicală sau de nechirurgicală? Și de una și de cealaltă, haideți să le luăm partea pe rând. Chirurgicală pot să o fac, pot să fac lipoaspirație, dar pacienta respectivă sau pacientul, că în număr egal se fac și în sectorul feminin și sectorul masculin, trebuie să știe că poartă acel costum 6 săptămâni, între 4 și 6 săptămâni. Haideți deci, să explicăm care e costumul deci pentru cei care încă nu și-au făcut această intervenție. Deci este o operație, se face lipoaspirație, este o operație estetică. După scoaterea țesutului adipos, lipoaspirația nu se face pentru slăbire. Se face doar pentru scoaterea depozitelor adipoase din zonele în care oricât de mult aș slăbi, oricât de mult m-aș duce la sala de fitness, nu deci pleacă. Este o sculptură, este o modelare. Sculptură. Exact, este o sculptură. Corectăm lucrurile pe care n-am putut să le corectăm prin modificarea regimului de viață. Sunt așa numitele depozite strategice de grăsime. De ce se numesc strategice? Pentru că stau în zona umbilicală, în zona buricului, stau în zona epigastrică, stau în zona în zona lombară, stau destul de mult pe coapse, sunt depozitele adipoase. Deci din acele zone se pot scoate. În momentul în care țesutul adipos este scos din acea zonă, pielea trebuie să se lipească de corp și să fie suplă, să rămână suplă și să fie, aibă un aspect cât se poate de natural. Să nu se lase și să nu se fixeze cu diverse denivelări. Și atunci pacientul trebuie să poarte acest costum care este cu compresie progresivă și trebuie să poarte acest costum timp de 4-6 săptămâni. Deci dacă am și căldură, am și transpirație și mai trebuie să port și costumul acesta, nu este un procedeu ideal de făcut în perioada caldă. Se poate face, dar pacientul trebuie să fie conștient că trebuie să fie cu aer condiționat obligatoriu. Deci nu poate pleca în vacanță să stea la plajă după în niciun caz. Deci, în niciun caz. Cât poate timp durează purtarea costumului? 6 săptămâni. Poate să facă partea nechirurgicală, deci sunt niște injectări care se pot face pentru depozitele acestea restante și se mai poate face radiofrecvență. Pacientul nu are niciun fel de problemă, poate să se ducă la plajă și nu mai are aspectul acela de piele de portocală, aspectul acela de celulită. Da? Și toate aceste proceduri crio care au apărut acum cu frig, ar face bine vara? Ar face bine vara, dar sunt se pot recomanda. Îmi face o înghețare a țesutului adipos. Atât. Și când se fac injectările cu diverse soluții pentru distrugerea țesutului adipos. Sunt niște recomandări care trebuie date pacientului, pentru că dacă pacientul are risc să-mi facă colică biliară, trebuie specificat că în momentul în care eu îi fac aceste injectări, poate să-mi fac să mimez o colică biliară. Care este legătura între aceste injecții? Grăsimea îmi încarcă bila. Deci celulele sunt distruse, îmi trec în sistem și substanțele care le folosesc sunt cu o acțiune asupra vezicii biliare și atunci există riscul. Un lucru pe care nu-l știam și e bine dar de știut. Dar pacientul poate să ia NOSPA, poate să ia Colebil și să rezolve aceste probleme. Dar este bine să știe, am avut pacienți care la a treia injectare au făcut această reacție. La primele două nu au avut niciun fel de probleme și au stat liniștiți, au zis că sigur nu se mai întâmplă a treia oară au făcut. Ce facem cu vergeturile în această perioadă? Sau putem face ceva pentru diminuarea, atenuarea vergeturilor?
se pot face, sunt niște substanțe care tot așa se injectează și se poate face așa numită terapie vampir, care nu are niciun fel de restricție, indiferent de anotimp, și care se poate folosi foarte bine și în aceste cazuri. Întotdeauna când este vorba de proceduri și de intervenții chirurgicale estetice, este partea pe care o face profesionistul, chirurgul, specialistul și este partea care ține de pacient. Care este această parte? Pentru că, evident, o astfel de procedură nu își va atinge rata de succes așteptată dacă pacientul nu este și el cooperant. Corect. Niciodată nu o să-și... nici când faci în partea neestetică. Dacă, exact. Dacă nu ai colaborare cu pacientul, n-ai niciun rezultat sau nu ai rezultatul scontat. Pacientul trebuie informat. Pacientul semnează un acord în momentul în care îi faci absolut orice procedură, că îi faci intervenție chirurgicală sau îi faci partea nechirurgicală, pacientul este informat și își asumă tot ce semnează, îi se explică și este importantă discuția cu pacientul ca să știe exact ce are voie să facă, ce n-are voie să facă, ce medicații are voie să ia. Pentru că degeaba îi faci tu intervențiile nechirurgicale, îi faci injectările, de exemplu, cu acid hialuronic, iar el se duce acasă și ia Nurofen. Tu explici că n-are voie antiinflamator, dar nu toată lumea știe ce înseamnă antiinflamator. Și am avut cazul unei paciente care i-am făcut injectări în buze. După 2 săptămâni a venit foarte supărată că ori n-am știut eu să injectez, ori produsul n-a fost bun. Și i-am refăcut procedura și când a plecat a zis, mă duc să-mi iau repede un Nurofen ca să nu mă doară. Zic, ok, dar următorul Nurofen luat, plătiți și produsul ăsta când veniți tura următoare ca să nu avem niciun fel de discuție.